De ce copiii sunt dați peste cap și nu înțeleg și da, prin viață când trec, prin ce trec, de ce părinții își abandonează copiii, de ce nu au grijă de ei și nu e nicio explicație. Și imediat că ea trebuia să aibă ceva karmic, ea, mama a trecut prin ceva karmic, tata a trecut, a fost așa, că nu s-a purtat cum trebuie, adică n-a fost prezent în viața copilului. A fost plecat și copilul a fost crescut din când în când și de bunici, mai mult de bunici decât de copii. Așa. De ce părinții fac așa ceva? E karmic pentru copii. Pentru că azi, da? Ai un copil, să zicem, de... Tu ai 150 de ani și copilul are 100 de ani, da? Și copilul tău nu poate să te uite, să-ți uite problemele care i le-ai cauzat, vezi, Doamne, i-ai distrus viața, că n-ai avut grijă de el. Pentru că azi copilul s-a comportat într-un fel cu părinții, da? La 150 de ani a părinților, copilul de 100 de ani s-a purtat într-un fel, da? L-a pus la punct, i-a scos ochii, nu... I-a făcut ce a făcut după aia, i-a adus aminte, i-a făcut ce a făcut după aia, îl punea la punct pe părinte, da? Pentru clipa asta, înapoi în viitor, copilul karmic a avut viața care a avut-o. Pentru că în viitor, am mai zis asta, am mai înregistrat, s-a comportat cum s-a comportat. Da? Și răspuns pentru tine, ca copil. Ca și copil, chiar dacă ai tu copil, le răspunzi copilul, așa cum e pentru tine. De ce părinții tăi au fost cum au fost? Pentru că azi te-ai comportat așa cum te-ai comportat. Da? Bun. Acolo e. Răspunsul și cuțitul. Ce ne bat cu cuțitul. Hai să clear un pic. Da? Agățat și visul cuiva. Visul cuiva ce? Să se comporte așa ca după aia toată viața să umble în unde și cum? Dar peste cap, problemelul. Încă o dată, nu e de când s-a născut lumea, da? E de când a murit lumea. Înapoi și cleruim. Așa, așa simți tu azi. Vezi mâine cum e. În turn situația. La judecata de apoi se cliruie, arde vrăjitoarea în turn. Arde în flăcări pentru tine. Forța fie cu tine. Gata. A, nu, vreau să mai scrii despre așa ceva. Am moment de smit, nu mai stai cu mine. Așa. Mulțumesc.